Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește. Bună dimineața, oameni buni, bine am revenit la cafeaua de dimineață. Aici suntem fiecare în căutarea ceva. Eu sunt în căutarea cafelei. Invitatul caută linkul emisiunii, o să îl trimitem. Nu e niciun fel de problemă. Astăzi, ultima emisiune din săptămâna aceasta, după ce ieri ne-am conversat cu primarul municipiului Piatra Neamț și a aruncat așa un bumerang care s-a întors după aceea prin tot felul de publicații locale cerând demisia președintelui Consiliului Județean pentru rateul la două mari proiecte. Astăzi am zis că ar fi bine, având în vedere că dinspre PSD spre Mesagerul se cântă un cântec care are legătură doar cu folclorul acela cântat la nunți după foarte multe pahare cu băutură și se vorbește doar despre chestii băgate. Am zis că e bine să stăm de vorbă și cu președintele PNL Neamț, un admirator fățiș al tot ceea ce înseamnă realizări județene din partea domnului Arsene. L-am chemat în această emisiune tocmai pentru a ne explica punctul domniei sale de vedere, să vină cu argumente de ce domnul Arsene merită admirația domniei sale. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vali! După cum vedeți, sunt bine dispus cu cafeaua asta. Și eu sunt bine dispus. Mă bucur să ne revedem la emisiunea dumneavoastră. Da, cu ghilimele de rigoare, și eu și mulți dintre colegii mei din Partidul Național Liberal suntem admiratori și sunt un admirator declarat al politicilor domnului Arsene, nu al lui personal, că pe persoană fizică așa, na, nu sunt serist acum ca să am alte orientări din anumite puncte de vedere, dar... Mă rog, vă referează la orientări politice, sunt sigur. Sigur că da, nici n-am spus până la capăt. Dar ce pot să vă zic? Am urmărit parțial emisiunea de ieri a dumneavoastră. O emisiune bună, de altfel, cum marea majoritate din când în când se mai întâmplă. Contează invitatul de cele mai multe ori sau cel care este, care e lipsă, știți? Nu vrea să vină invitat. Cel care e lipsă. Da. Da, dacă cel care evită să vină la emisiune. Ca dacă este să intrăm așa abrupt în subiectul Ionel Arsene, PSD și politicile dezastroase pe care Ionel Arsene și PSD le-a avut în ultimii 6-7 ani, în cele două mandate aproximativ de președinte de CEJ, sunt foarte multe de spus, domnul Bălănescu. Dacă e să facem un scurt remember, o radiografie, să ne amintim, pentru că n-ar trebui să avem nici memorie selectivă, nici memorie de scurtă durată. Eu iau cel puțin din 2020 încoace, din ultimii 3 ani, ca să zic așa. Avem o grămadă de lucruri de povestit despre Ionel Arsene și avem, din păcate... N-aș vrea să fac neapărat din el un personaj astăzi. Mandatul al doilea domnului Arsene, și nu-l facem un personaj, el este însuși un personaj. Al doilea mandat al domniei sale a culminat cu 14 noiembrie, cu dezastru, cu tragedia de la Spitalul Județean Neamț, când secția terapie intensivă a luat foc și 10 oameni au murit, și asta s-a întâmplat în mandatul lui Ionel Arsene. Vorbim de spitalul de la Lețcani, acel pseudospital, tot între ghilimele de rigoare, pus, care județul Neamț a contribuit undeva la 3,3-3,4 milioane de euro, un spital care n-a fost folosit niciodată, un spital care a stat închis și care acum zace în curtea acelui imobil de la Lețcani. Este sub oblăduirea ISU în momentul ăsta. În conservare la ISU, ca să zic așa, și spital care n-a funcționat niciodată, dar cu mare tamtam, cu trule și cu trâmbițe, ni s-a prezentat ca o mare realizare acel spital care se vroia făcut la Lețcan și care nu a fost funcțional niciodată, asta pe banii noștri ai nemțenilor. Și lucrurile pot continua, eu cel puțin îmi aduc bine aminte și de momentul în care domnul Arsene spăla cu apă și săpun străzile de prin județul Neamț. Dacă vă aduceți aminte, domnul Bălănescu, cred că a scris și noastră la acel moment. Da, erau niște
mașini speciale. Era, nu domnul Vali, erau niște cisterne. Cisterne care dădeau, cisterne, da. Cisterne, da. Ca să fiu comic, care contractate de CJ, o firmă prietenă cuiva de pe aici, de prin județul Neamț, omul făcea vidanjare. Acea firmă a luat acele mașini de tip cisternă, apă care spuma, asta e și la laboratorul de analize de la Bacău, că acele mașini au fost... Deci oprite. Efectul vizual a fost rezolvat. Dacă luăm impactul vizual, contează deci doar efectul ce efectul vizual a fost rezolvat. Da, da, cum să ai mentalitatea că omor COVID sau nu mai este COVID dacă tu speli străzile cu apă și săpun. Bineînțeles, el a spus că le spală cu apă și biocide în loc de acele biocide care... teoretic se folosesc în spitale, nu în mediul extern, ci în mediul intern pentru spălarea podelilor de cele mai multe ori, pentru sterilizare sau anumite lucruri care țin de igiena unităților spitalice și le spăla străzile, dar nici măcar cu acele biocide nu se spălau străzile, drumurile județene, ci le spălau cu apă care spuma. Asta e și la laboratorul de analize. Și lucrurile pot continua. Revenind în... E o carte albă, neagră, cum vrem să o numim, colorată, desenată, dar e o carte a guvernării locale județene a PSD sub mandatul Arsene. Acum, revenind la partea mai proastă a lucrurilor din ziua de astăzi, compania județenă APASERV a avut pe programul operațional infrastructură mare 2014-2020. Cum se numește, cum e cunoscut, POIM, nu? POIM, da. POIM, da. Așa, a avut perioada 2014-2020 în care putea depune la Ministerul Fondurilor Europene proiectul pentru apă și canalizare în județul Neamț. Toate județele din România au depus, toate companiile județene de servicii apă și canal au depus proiecte. Vă dau exemplu Iașu, care e aproape de noi, unde e Apa Vitalu. Acolo lucrările deja sunt începute de anul trecut, din 2022, deci oamenii nu doar că au avut eligibilitate și au câștigat proiectul de peste 500 de milioane de euro la Iași, ci au și licitat proiectul, este și în execuție de anul trecut proiectul. La noi, la Neamț, nici la sfârșitul lui 2022 nu s-a reușit depunerea proiectului în formă finală. Sunt câteva lucruri de punctat aici. Programul național a fost 2014-2020, e în plus 3, adică plus 3 ani, 2023, cu închiderea acestor proiecte. Noi, județul Neamț, compania județeană APASERV, companie care e în subordinea clară a CJ-ului, dat fiind faptul că cei de la Consiliul Județean sunt acționarii majoritari în această companie, tot ce înseamnă AGA, tot ce înseamnă CEA, sunt membrii de marcă ai PSD-ului, tot ce înseamnă conducerea executivă a compania APASERV, sunt oameni puși unul și unul de Partidul Social Democrat și de Ionel Arsene după bunul plac, iar toți acești oameni la oaltă, că vorbim de Agaman, că vorbim de CA, că vorbim de conducerea executivă de directori, toți acești oameni aveau și au în continuare datoria să atragă fonduri europene sau de guvernamentale, dar aici vorbim doar de fonduri europene pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare în județul Neamț și să ofere servicii de calitate la un preț corect, un preț al pieței, locuitorilor din județul Neamț. Lucru care nu se întâmplă de ani de zile. Vreau să mai spun un lucru. Și este foarte important. Că aici nu cred că s-a discutat nici în misiunea noastră de ieri, nici nu, în general nu s-a discutat. Vă rog. POIM-ul de la noi, de la Neamț, așa cum a fost el redactat, depus la minister, cu întârzieri foarte mari după ceasul al 12-lea mult, prevede în proporție de peste 90% înființarea de noi rețele. Eu vă dau un exemplu. Municipiul Roman. Putem lua și municipiul Piatra Neamț. Dar vă spun de Roman pentru că cunosc foarte bine situația acolo. De la stația de captare Pildești-Simionești, da? Deci de unde iese apa din pământ, de acolo de unde se captează, până la rezervoarele de apă, sunt cred că 5 rezervoare pe municipiul Roman, avem pierderi pe rețea. De la zona de rezervoare până la zona de vorbim acum de furnizare până la beneficiar acasă, mai avem pierderi pe rețea recunoscute de altfel de APASERV de 70%. Ori, aceste rețele trebuiau prima dată schimbate. Nu vorbim prima dată de extindere, ci vorbim de înlocuire prima dată. Pentru că degeaba mă duc eu într-un cartier al Romanului, gen cartierul Bălcescu, și acolo vin cu racord nou de apă și canal,
dacă eu am toată infrastructura de rețea, de la stația de captare, rezervoare, până la furnizare, am 70% pierdere. E degeaba faci acolo extinderea de apă. Ideea ar fi să faci de aici înspre acolo, exact. Și când ajungi să faci acolo. Exact, adică prima dată devii pe înlocuire. Cei de la neamț au spus sus și tare, răspicat de mai multe ori și, și public de altfel, că domnule, nu permite poimul, programul nu permite. Bă, m-am dus la Iași, am întrebat pe oamenii de la Apa Vital. Bă, la ei permite. A naibii, același proiect, aceeași țară, da? Acolo la Iași permite. Am întrebat la Suceava, permite și la Suceava. Am întrebat la Ilfov. La Iași s-a permis să punem și spitalul. Da. Am întrebat la Ilfov, permite și la Ilfov. Am întrebat la Constanța, permite și acolo. Doar la Neamț nu permite. Probabil că au avut consultanți mai buni. Domnul Bălănescu, probabil că cineva își bate joc de banii nemțenilor. Aici e problema. Cineva își bate joc de banii nemțenilor. Că bătaia asta de joc e din neștiință, din nepricepere, din prostie, din indolență, din lene, din răutate, din alte gânduri, planuri financiare, nu știu. Dar cineva își bate joc de județul Neamț. Despre asta discutăm și asta mi se pare foarte grav. Acum, pe de altă parte, eu aș vedea lucrurile, partea bună a lucrurilor. Dacă nu era ratat proiectul ăsta, ce discutam noi în această... Nu aveam subiect de discuție, este. Vă dați seama? Da. Dacă nu era ratat și proiectul cu gunoaiele, colectarea deșeurilor pe zona 1, e de noaptea minții și acolo. Dacă nu era ratat... Sunteți în posesia unei adrese a lui Apa Serv Neamț. Dacă nu sunteți, o să vă pun la dispoziție eu, da? Bănuiesc că o aveți și noastră. Aia cu Caraș Severinu? Da. Dar cum să nu? Am și publicat-o. A și publicat-o. Deci este... Domnule, mi se pare noaptea minții. Nu, asta este dovada faptului că au existat niște hârtii pe care s-a lucrat. Un draft. Și ce mi Caraș Severin, ce mi județul Neamț. Ce mi este Deva când s-a lucrat pe draftul de la Deva pentru autobuze electrice. Da, 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 știu. Adică, e noaptea minții. Dar cum poți tu, director de sorginte domnească, după nume măcar, da, să trimiți o adresă unui minister în halul ăsta? Domnul Bănescu, e foarte gravă această adresă, adică faptul că aici spune clar, în direcția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, scurtă prezentare, proiect pentru Neamț, în valoare de 311 milioane euro, da? Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș Severin. Omule, eu nu pot să înțeleg, adică eu înțeleg, domnul ăsta mușat lucrează acolo la Apa Serv. La un moment dat am avut o părere despre el că încearcă omul să facă lucruri. Părerea mea că nici nu poate, nici nu știe și nici nu cred că mai încearcă la momentul ăsta. Dom'le, nu poți să-ți bagi joc de un județ întreg. Sunt 43 sau 45 de localități din județul Neamț care intră prinse pe poim. În această... Domnul Bănescu, vă spun discuții de la primari și primarii PNL și primarii PSD de toate culorile politice. Multora dintre primari le s-a spus acum un an, doi în urmă, dom'le, lăsați orice alte programe, că mai erau programe europene sau finanțare europeană, sunt finanțări și prin AFM, sunt finanțări prin PNRR, a urmat Anghel Salini, programul național pentru zona asta de apă și canal. Dom'le, lăsați totul în grija noastră. Avem proiectul pe poim, rezolvăm lucrurile pe poim. Dumneavoastră, concentrați-vă pe altceva. Păi acum ce ne spui la 43 de localități din județul Neamț la care tu nu le mai aduci banii? Că fiecare localitate din asta, 311 milioane de euro, fiecare localitate avea 6, 7, 8, 10, 12 milioane de euro, 5 milioane de euro care trebuiau să intre acolo în localitățile alea, iar acolo trebuiau să înființeze rețele de apă și canal, iar cetățenii din acele localități să beneficieze în viitor de servicii de apă și canalizare. Acum ce le spui oamenilor respectivi? Nu le spui nimic. Ce le spui, domnule? Nu le spui nimic. Că ei mințit? Știți ce le spune? Ești incompetent? Vă spun eu ce le spune. Stați liniștiți că e mai bine pentru voi că nu plătiți apă și canal. Este de lucrează pentru voi. Pentru lăsați noastră. Că o să facem noi cu alți bani. În loc cu alți bani, să faci altceva, să fii cheltuit la timp banii ăștia, e de noaptea minții. Haideți să vă spun și eu ceva. Partea frumoasă, pe mine m-a distrat foarte mult cum a scris colegul meu despre
despre chestia asta cu întârzierea depunerii proiectului, că APASEF s-a supărat după ce s-a scris în presă că, uite, domne, a fost întârziat proiectul. Da, și s-a supărat domnul Asene și pe mine. Așa. N-ai voie în județul Neamț să exprimi un punct de vedere atunci când județul Neamț, prin conducerea sa, pierde 100 de milioane de euro. Eu exprim același punct de vedere cu domnul Arsene întotdeauna. Am înțeles. Adică, dacă domnul Arsene a spus că n-avem voie, înseamnă că n-avem voie. Și atunci, ce n-avem voie? N-avem voie să vorbim decât despre binele județului. Ei, noi vorbim despre binele județului. Că întâmplător binele județului nu corespunde cu proiectele depuse de Consiliul Județean, eu m-am acordat la ce a spus domnul Arsene. El vorbește numai despre binele județului. El s-a supărat și când, pe noi, pe liberal cel puțin, pentru noi, s-a supărat, probabil din alte motive, pe noi se supără mai des sau mai frecvent, s-a supărat și când au îndrăznit colegii mei și eu, de altfel ca președinte, să sancționăm în mod public, de altfel, fără derapaje de expresii, prăbușirea podului la Luțca. Doamne, nu se poate, doamne, cum, să vă luați de mine. Păi cine s-a prăbușit, cine a prăbușit podul, bă, om bun, mă. În mandatul cui s-a prăbușit podul? Cine a garantat, mă, pe podul la 50 de ani? Am garantat noi, cine a dat tot drumul la circulație pe podul ăla? Cine a acceptat varianta de compromis a expertizei și a soluției tehnice de refacerea structurii podului? Bă, păi despre ce vorbim? Uitați, în mandatul lui Arsene. Am primit un mesaj acum. De la domnul Arsene? Nu. De la APASERV. Pentru remedierea unei avarii la rețeaua publică așa, așa, pusă neplăcută situații de a întrerupe pe strada aceea Rosetti, vilele Moșinski din municipiul Roman. Păi apa, asta e zona asta, așa, centrală, cred că. Deci, revenind. Dar ieri n-am avut apă, ieri nu ne-am mai anunțat și ne-a luat apa iar până la 3 sau până la 4. V-a anunțat, dar n-ați citit dumneavoastră. V-a anunțat. Ne-a anunțat? Probabil că pe contul de Facebook. N-am urmărit. Domnul președinte, deci, pe Facebook. APASERV insistă că pe 24 ianuarie a depus cerere de finanțare în cadrul programului deja încheiat pe 31 decembrie. Păi, aveți adresa de la... Și spune colegul meu, e ca și cum te-ai duce la gară cu tot ce trebuie în bagaje, dar după plecarea dar după ce a plecat trenul, și tot tu faci scandal. Da. Ceea ce vine mai rău era că decât era o poantă celebră la vremea admiterilor în facultate, exclusiv pe bază de examen, că luai pe câte unul la mișto, spunându-i că a reușit, dar fără loc. Da, deci, da, da. Deci... Ai luat examen, dar n-ai loc, da. Te duci în gare, ești cu bagaje, cu tot, trenul a plecat și faci scandal, deci a plecat trenul. Da, te duci, trenul a plecat dimineața și duci după amiază, asta e mai grav, până ai ajuns la un minut după ce a plecat. Și acum încerci să mă convingi pe mine că aduci tu un tren nou. Da, mai frumos. Mai frumos, în care intrăm cu banii pe care trebuia să-i cheltuim cu primul tren. Uh-huh. Și în loc să facem altceva cu alți bani, corect, tu vii și îmi spui, iar dacă acest proiect va fi aprobat pe POIM... Nu, dar nu mai se poate POIM pe ODD. Domnul președinte, eu trăiesc în România. Da. Dacă cumva acest proiect va fi aprobat pe POIM cu respectul cuvenit, cred că va trebui întrebat și ministrul de resort, care este acolo la ministerul respectiv. Îl întreb eu, nu dumneavoastră. Îl întreb eu, domnule, cum se poate? Eu m-aș bucura ca proiectul să meargă, dar dacă merge pe POIM, înseamnă că avem o lege... Domnul Vale, acum să mai spun un lucru. Și dorința mea și a dumneavoastră și a oricărui om de bun simț să se facă acest proiect. E ca acești bani să ajungă în Neamț, să se facă proiectul, să se facă mai multe proiecte. E foarte important să aducem bani, mai ales bani europeni, în județul Neamț. Și pentru fiecare localitate din județul Neamț. Asta este un deziderat, nici nu discutăm. Problema este că trecând peste amalgamul birocrației sau a hățișurilor legislative de la noi din România, 2014-2020 a fost perioada acestei sesiuni, ca să zic, de proiecte europene, e plus 3, plus 3 ani. 2023. Pentru repetență încă 3 ani. Corect. Păi 2023, finalul 2023, domnul Vali, ar trebui 31 decembrie, așa cum are, de exemplu, Andrei Carabera, primarul municipiului Piatra Neamț, proiectele pe ADR cu tronsoanele de mobilitate urbană. Are obligativitate pe 31 decembrie să le încheie. Afirul la fel, tot ce este pe afir, ai obligativitate 31 decembrie 2023 să le închei. În cazul POIM-ului, consider că suntem în aceeași notă, adică chiar dacă astăzi ar da cineva de la MIPE, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, că proiectul e eligibil și proiectul e ok și se semnează finanțarea, asta înseamnă să faci licitație.
Asta înseamnă că te duci undeva luna mai, iunie, cel mai devreme, și după aia dai ordine de începerea lucrărilor, da? Asta înseamnă că cel mai probabil poți să lucrezi iulie-august, să dai drumul la lucrări. Septembrie, poate. Asta înseamnă că tu în 4 luni, teoretic, trebuie să finalizezi lucrările de 311 milioane de euro în neamț? N-are cum. Nici Elon Musk, dacă vine, nu poate. Bun, acum Elon Musk este mic, nu prea știe lucrurile prin neamț. Că... Nu prea știe lucrurile prin neamț. Dar, revenind, asta nu înțelege multă lume. Un proiect care nu este dus la bun sfârșit într-o perioadă de implementare, nu înseamnă doar că ai pierdut niște bani acolo. Înseamnă că ai pierdut timp enorm pentru că... Și dăm exemplu de la Piatra Neamț, că aici ieri primarul a punctat cum trebuie totuși chestia asta. Că, dom'le, stați un pic, pe noi ne-au încurcat. Pentru că noi, pe coridoarele de mobilitate, aveam de schimbat rețele, da? Corect. Cine ne-a cerut să schimbă rețelele? APA Servu, care nu și-a făcut proiectul. Da. Corect. Deci ei care nu și-au făcut proiectul. Și atunci, noi am pierdut, practic, niște bani, și luându-i de la Angel Salini, unde am pierdut, puteam face un alt proiect. Corect. Deci am pierdut 17 milioane sau cât mai bani. I-am luat de pe Angel Salini, da. I-am luat de pe Angel Salini, pentru că ei erau prinși în proiectul ăsta. Plus, scoate-i din proiect, scoate străzile respective din proiect, adu-l în Angel Salini și tu, în loc să folosești încă 17 milioane pentru schimbat alte lucruri, tu ai pierdut practic 17 milioane. Că nu și-a făcut APA Serv treaba. Că nu și-a făcut APA Serv treaba. Și cine punea bețe în roate la lucrări? APA Serv. Păi, doamne, e noaptea minții. Păi APA Serv, dacă lucrează la comandă politică, asta se întâmplă. Și când pui în niște funcții niște oameni neaveniți cu respectiva funcție, niște oameni total nepricepuți cu respectiva funcție. Vis-a-vis, vă dau un scurt exemplu ca o paranteză. Am fost într-o delegație în Emiratele Arabe, în partea Guvernului României. Au fost acolo 3.000 de oameni din toate guvernele din lumea asta mare și frumoasă în care trăim. Să spunem lumea asta mare. Da. La un summit ce însemna leadership guvernamental și oportunități de... bilaterale cu cei din cu Emirezii, cu cei din Emiratele Arabe Unite, de schimburi comerciale, de trade. Acolo sunt de vorbă la un moment dat cu ministrul economiei, ne-a explicat filozofia lor politică. Și doar asta vreau să punctez. Filozofia lor politică și de dezvoltare este pe 100 de ani în Emiratele Arabe, adică oamenii ăia știu exact în 2040, în 2041, în 2050 ce se va întâmpla în țara lor. Dar ce mi s-a părut una dintre cele mai mișto idei care le-am văzut până acum sau le-am auzit până acum, ei undeva de la 15-16 ani își trimit copiii la studii în străinătate. De obicei am înțeles că frecventează UK, adică Londra și Statele Americii, la universități de top din lume. După ce acei tineri fac colegiu, fac universitatea, un MBA eventual, se întorc acasă. Marea majoritate ai lor sunt aduși înapoi acasă. Ce fac acasă, adică în Emiratele Arabe, sunt miniștrii, sunt secretari de stat și șefi de departamente, șefi de companii, de agenții ale statului emirez. Pentru că acei oameni veniți doxa acasă, cunoscători toți de 2, 3, 4 limbi străine, fiecare pe domeniul lui de activitate, fie că e economic, fie că e inginerie, fie că e, eu știu, drept sau alte discipline, fiecare vine cu un bagaj bogat de cunoștințe, vine calificat și începe să lucreze în interesul statului emirez. Asta mi se pare foarte tare, adică să-ți pregătești oameni, generații, după generații le pregătești, să-i aduci acasă să conducă pe acei oameni pregătiți. Despre asta trebuie să discutăm și noi, cel puțin la nivel de, și la nivel de țară ar fi o idee foarte bună, dar cel puțin la nivel de local județean, să identificăm oameni, că nu putem noi să-i trimite acum la studii, acolo e alt tip de politică, dar să găsim oamenii competenți pentru... fiecare pe postul lui. Vă dau un exemplu, poate și o sugestie. Scriam noi, acum vreo 2-3 săptămâni, nu mai știu, doi tineri din Piatra Neamț, de la liceu Rareș, au reușit, au fost admiși la Oxford, pe fizică, în domeniul care este acum, cum să vă spun, mama domeniilor, da? Da.
nu se pot duce. Deși părinților au o situație financiară cât de cât, dar acolo plata este, costurile sunt foarte mari și nu se pot duce. Ei, eu decât să arunc 60.000 de euro pe nu știu ce, așa, aș investi în acești copii. Bine, trebuie să găsim și o modalitate ca acea investiție să se întoarcă cumva. Pentru că degeaba investești într-un copil care trebuie să lucreze la un nivel foarte înalt, când el, dacă vine înapoi acasă, spune, dar eu unde lucrez? Da, pe 12-3.000 de lei, că ești de... Unde lucrez? Ce pot eu să fac la pregătirea pe care o am? Păi mulți refuză să vină înapoi aici pe domeniul ăsta, nu neapărat doar pe fizică și pe IT, și pe foarte multe alte domenii, pentru că la noi încă există percepția de debutant, da? Așa e în structura, cel puțin, a zona administrativă, da? Și pe debutant e cel mai mic salariu. Nu contează dacă tu, ca debutant, vii cu Oxfordul terminat, exact ce spuneați dumneavoastră, și înlocuiești pe cineva acolo care poate e la o vârstă în care e depășit de cum merg lucrurile la momentul ăsta. Și tu acolo îi oferi un salariu de undeva de 3.000 de lei. Păi, ori 3.000 de lei în zona Neamțului sau în zona României, până la urmă, ca debutant, versus 5.000-7.000 de dolari sau de euro sau de lire sterline în Europa sau în Statele Unite ale Americii, ce preferi? Că până la urmă ai învățat, ai pregătit, dar vrei să ai și un trai bun, un trai decent, să-ți faci, să clădești un viitor, să-ți iei o casă, să-ți întemezi o familie. Bun. Vii la 600 de euro sau te duci la 6.000? Despre asta e vorba. La nivel de elite politice s-ar putea face lucrul acesta, pentru că, de exemplu, partidele politice au subvenție generoasă de la stat. Poți tu, ca partid politic, să-ți pregătești asta viitoarele elitele, foarte interesantă, elitele politice. Asta poți să o faci. Ai școli de vară, era institut, cel puțin PSD-ul la un moment dat avea un institut, Șincai parcă se chema, nu știu dacă mai au. Și aveți institut de politici. Poți, dar condiția este ca selecția să se facă pentru a pregăti elite politice. Aici ai. Și, într-adevăr, ei știu să o facă acolo. Bun, pe de altă parte, eu consider că avem, exceptând cazurile Oxford, Cambridge sau... Cred că școala se face și în România, se face o școală. Cine vrea să învețe, poate să învețe și în România și poate să învețe chiar bine și cu rezultate. Problema este ce face după școală. Problema e că noi astăzi nu mai căutăm, și nu mă refer la mine sau la dumneavoastră, ci în general în societate nu se mai caută acele elite să le pui pe niște funcții importante. Pentru că, după modelul Arsene de care discutam mai devreme, acolo modelul e într-un singur sens. A spus șeful. A spus șeful aia. Nu contează dacă șeful a spus o prostie, dacă a spus o gogomanie. Acum, sau... vreau să vă spun, Arsene a moștenit lucrul ăsta. Și l-a perfecționat. Dacă vezi, mai era unul în județ care spune, a spus șeful. A luat cei mai rău de la ei doi. Doi, trei, câți ori fi fost. Care au fost mentori. A luat cei mai rău de la unul care lui Rada a copiat lucrurile rele, de la unul care a fost un fel de... Arsenie a fost discipol, dar a copiat și la omul la tot ce e rău asta cu șeful. Și nu poți să-ți dai cu părerea peste tot. Nu poți să fii tu, Arsenie, șef și la DGASPC. Nu poți să fii și la câinii comunitari. Și la 21 sfert, și la poliție, și la... Da, citi și am văzut și eu pe recordă că dorea și la poliție și în structurile mai. Nu poți să pui oameni peste tot. Nu poți să faci și poimul, să faci spital. Să-ți angajezi rezerviști, să-i... Păi, să-ți facă poliție personală și alte chestii de genul ăsta. Lucrurile au luat o razna. Mintea omului, lucrurile sunt alambicate rău de tot, dar e clar că au luat o razna lucrurile în mintea lui Arsene. Bun. Da, păcate că suferim noi județul Neamț. Adică ghinionul ăsta a guvernării locale PSD Ionel Arsene și discipolii lui, că nu spuneți că alții care sunt imediat după el nu au achesat și nu au pus umărul în tot acești ani ca domnul Arsene să fie baronul care a devenit. Deci, da? În momentul în care accept să fii umilit, da, în public, în public, da, și în privat, și în privat, accept să fii umilit în halul ăsta, îți meriți soarta. Atunci nu ai ce să discuți. Dacă, nu poate să vină mâine dacă să spună... tu stai și îți place să
pupi clanța sau mâna sau, păi mă rog, nu poate să vină mâine n-ai decât, n-ai Arpa decât sau s-o alt public. Domn de acolo să spună, dom'le, știi că eu nu-s cu Arsene, eu sunt altfel. Păi nu ești altfel, mă, nene. Că tu ai fost acolo lângă el, umăr la umăr și ai pus, ai dat-o sprijin și ai dat-o concursul ca Arsene să devină ceea ce a devenit. Pentru că astăzi Ionel Arsene și PSD-ul reprezintă o tară pentru județul Neamț. Care înseamnă ceva de rău pentru domnul Arsene, că probabil cunoști. Bun, eu, dacă acum să uziteze, vreau să deschid un subiect în care mă adresez atât omului politic, cât și avocatului. Vă rog. Mai un pic să ajung la el, pentru că pe mine mă macină, adică mă macină. Nu, aici. Nu e asta. Păi, ce am făcut eu cu el? O secundă, că îl găsesc imediat. Noi am scris în ziar, și o să apară și pe internet, materialul se cheamă așa, Noaptea Minții. Concursurile pentru care s-a dat șpagă la ambulanță au rezultate valide. Adică? Știți că la ambulanță, domnul Morenciu și cu echipa a luat niște șpăgi. Da. Se știe cine a dat șpaga, persoana respectivă a dat și concurs, a câștigat concursul normal, da, și este pe funcție. Da. Adică lucrează. Și am întrebat, doamne... Dar știu că era un proces la un moment dat. Bun, da. Stați un pic, că sunt mai multe. Am găsit ultima sentință. Acord de recunoaștere a vinovăției, un domn de la Bicaz, întâmplător, un domn mai cunoscut din Bicaz. Și normal că l-am sunat pe om. Domne, ce faci, cum e? Da, domne. Și eu mi-asum, am recunoscut fapta, am primit pedeapsa, nu sunt primul nici ultimul, eu îmi fac treaba în continuare, sunt șofer la ambulanță, așa, așa. Am diploma, am atestat, sunt angajat de la începutul pandemiei, când a fost declarată starea de urgență aveau nevoie de șoferi, am intrat, dar deocamdată nu am primit nicio hârtie care să ateste anularea concursului. A trecut un an și ceva. Am sunat la ambulanță. Da. Și că nu este doar situația domnului Cutărescu. Toți cei care au participat la concurs sunt la serviciu, inclusiv cei care sunt condamnați cu acord. Rezultatele sunt valide. Nu s-a dispus anularea acestora. Toată lumea este la muncă, mai puțin domnul Morenciu, care nu a fost angajat al ambulanței, a fost numit prin ordinea Ministerului Sănătății. Eu întreb, ca un cetățean, genul ăsta de pedeapsă descurajează șpaga de dat sau o încurajează? Că nu înțeleg. După un an de zile, bun, poate că mai există un proces, poate mai există undeva. Dom'le, da... Știu la un moment dat că era un proces în civil, ca să zic, cred că la tribunalul sau judecătoria în Piatra Neamț sau la tribunalul Neamț, nu mai știu exact, în care, dar nu pentru toată lumea, pentru o serie dintre cei care... Dar sunt unii care sunt condamnați deja. Era un proces în care, vis-a-vis de locul de muncă, dar asta nu excede latura penală, dar dosarul, nu știu dacă e închis, s-a închis dosarul în... Păi, dosarul, deci, mulți dintre ei au dosare disjunse. Deci au recunoaștere. Și e confirmat de instanță? Da. Deci, dacă și-au păstrat și locul de muncă, în sensul... Că locul respectiv de muncă a fost obținut prin darea unor foloase necuvenite domnului Morenciu și a obținut locul de muncă prin atunci să se anuleze și acel concurs. De asta, adică, nu înțeleg. Doar pentru cel care a fost prins că a umblat cu foloase necuvenite și a obținut locul de muncă ilegal, pentru că darea acelei șpăgi, practic, raportul de cauzalitate duce la ocuparea locului de muncă. Nu. Deci, dacă tot mai prins că am dat așa și mai condamnat, trebuie să-mi anulez și examenul pe care... care am obținut postul, pentru că se presupune că acel examen a fost viciat tocmai de șpaga care s-a intermediat. Ce discutau două doamne, cele care au luat banii? Vă rog. Și apropo de calitatea concursului, ci că îți plină de draj și de nervi. Știi, numai și numai așa. Păi îți dai seama că ăștia au lăsat foile goale. Cum le-au lăsat? Așa. Tu știi câte întrebări au făcut? 7 din 50. Și vreau să zic că la niște TV am mai corectat eu în teze, că nu aveam de unde să-i scot să le dau minim 6. Păi dacă aceste declarații există, bă, mie mi se pare că nu este normal. N-am nimic cu oamenii. Ăia au dat șpagă pentru că știau că nu puteau să ajungă altfel la posturile alea, că li s-a impus.
Da? Așa era făcut. Dar mi se pare noaptea minții. Nu știu. Nu mă pricep, nu sunt jurist, dar nu cred că e normal pentru educația celor care vor să intre înapoi în sistem. Nu cred că e normal, pentru că atâta timp cât ai dat respectiva șpagă ca să obții un post la un concurs, și acel concurs clar s-a demonstrat de către procurorii de la DNA și probabil este în instanță, că acel post, acel examen a fost trucat, a fost măsluit, da, în mod normal, și fapta se pedepsește, dar acel concurs se anulează. Așa cred și eu, e da. E logic. Da, așa s-a întâmplat în marea majoritate a cazurilor. Uite, despre asta n-am cunoscut exact. La noi, cum am ajuns? Am văzut în instanță și l-am sunat pe om. Ce părere? Eu n-am nicio părere, eu îmi fac treaba înapoi, dacă că nu s-a anulat. Dacă instanța mi-a dispus altfel, da. Și eu îmi fac treaba. Dar asta e scăparea instanței, cred că. Dar nu, dacă sunt toți la fel, nu-i numai într-un proces. Bun, dar nu cred că au dat o șpagă. Toți aia care s-au angajat atunci. Păi cei care sunt prinși în dosar sunt aia care au dat șpagă. Eu vorbesc pe aia care au dat șpagă. Și toate cazurile au rămas în... Da, ei lucrează, nu s-au anulat concursurile. E o scăpare acolo undeva, nu știu, nu înțeleg de ce. Nu știu, eram curios așa, nu mai vorbesc despre mesajul transmis. Păi practic e o contradicție a instanței, pentru că atâta timp cât eu, care e fapta reprobabilă care am făcut-o sau ilegală, am dat șpagă lui Morenciu, da? Și l-au condamnat la un an jumate. Un post. Bun. Care e vehiculul, care e motivația, da? Obiectul? Păi, ca să obțin postul respectiv. S-a trucat examenul? S-a trucat examenul. Păi atâta timp cât tu consideri că examenul a fost valid, adică bun, păi înseamnă că partea aia cu șpaga nu prea mai stă. Înseamnă că l-așteptăm pe Morenciu la post. Păi înseamnă că trebuie să pui Morenciu înapoi, că înseamnă că examenul a fost pe bune, nu? Și atunci nu mai e doar o înșelăciune undeva. Asta mă gândesc și eu. Adică ceva nu se bate aici. Noi ne-am întrebat chiar și eu, acum am profitat de situație că sunt... Da, eu cred că e o scăpare a instanței, cred că. Asta e o părere, nu cunosc dosarul, dar e o scăpare a instanței, ca răspuns într-o primă lectură, așa să spun. Da, bun. Acum, revenind la problemele noastre, așa de zi cu zi, credeți că în cincinalul următor așa vom avea pod la Luțca? Sau cum face omul ăla, pod de pontoane? Ar fi aprobat pod de pontoane înaintea domnului podului de la Consiliul Județean. Da, râdem, glumim, oamenii chiar au nevoie de pod. Eu nu râd și nu glumesc eu deloc, chiar dacă zâmbesc. E o comunitate de 20.000 de oameni acolo. Zâmbi, a râde, știți, amar. Acolo e o comunitate de peste 20.000 de oameni care... și în prezent fac acel ocol de 15-16 km ca să vină spre Roma sau să se ducă înapoi. Realitatea arată astfel astăzi. S-au dat undeva la 3,4 milioane de lei din o forfetare pe care o aveau parlamentarii de neam. Sunt 5 parlamentari, 2, domnul Țapu și domnul Leureanu de la PNL, care noi am și început demersurile. De altfel au raliat și cred că 2 sau 3 colegi parlamentar de la PSD și s-a adunat o sumă de vreo 3,4 milioane de lei care a venit, da, care vin direct de la guvern. Asta este o știre. Păi n-am mai spus treaba asta. Nu știu, înseamnă că n-am fost eu atent. Nu prea sunt obișnuit cu gesturile astea caritabile din zona parlamentară. Așa, și cei 3,4 milioane de lei au venit de la bugetul național la bugetul CJ-ului. Din banii respectivi, acum când s-a aprobat bugetul, o parte din acești 3,4 milioane se duc pe SF și PT, cred că undeva în jur de 2,4. Sper să nu fie firme SF. Se duc pentru studii de fezabilitate și proiect tehnic, așa a aprobat Consiliul Județean, astfel care am fost și noi liberalii de acord, și încă 1 milion de acolo au fost luat și încă aproximativ cred că 10 milioane din banii nemțenilor, banii Consiliului Județean. Adică în total 11 se duc pentru scoaterea podului de rămat, scoaterea moluzului din albia râului Siret. Aici e de punctat cât costă podul ăla în total. Păi podul ăla a costat 1,6 sau 1,8 milioane de euro refacerea lui. Pregătirea lui pentru dărâmare. Pregătirea lui pentru dărâmare. Ca să fim corecți. Acum mai costă undeva la...
2 milioane și 2 milioane și ceva de euro. Scoaterea podului. Plus SFO, plus astea, 2 milioane jumate. Așa, plus încă vreun 6-700 de mii de euro SFPT, tot fi până la final, că nu știu dacă doar banii ăștia vor ajunge. Deci avem până acum podul dărâmat, așa, avem 1,6 cu 2, avem vreo 4, avem vreo 5 milioane de euro, un pod care nu mai există, costă 5 milioane de euro astăzi. Plus din datele pe care le avem noi, dar o să vedem când se realizeze studiul fezabilitate și proiectul tehnic, undeva la vreo 7-8 milioane de euro costă construcția podului nou. În amendamentul depus de colegii consilieri județeni liberali la ședința din ianuarie, noi am cerut suplimentarea bugetului pentru investiții la drumuri și poduri, respectiv refacere pod Lusca, de încă 7 milioane de euro din banii Consiliului Județean. Luați bani de la alte capitole de investiții, respectiv parțial asistență socială și în rest tot de la zona de investiții drumuri și poduri și alocarea pentru construirea unui pod nou în sat Lusca, comuna Sagna. Bineînțeles, doar fiind faptul că a fost o idee de la noi de la liberali, cei de la PSD, Alianța PSD, ALDE, Pro-România, ceva acolo în CJ, au respins proiectul nostru, sens în care nu știu când vom avea pod nou acolo, pentru că podul trebuie făcut de către beneficiar. Beneficiarul este Consiliul Județean Neamț. Anul în curs, deci pentru 2023, CJ Neamț PSD, care conduce CJ Neamț, nu a alocat bani pentru refacerea podului de la Lusca. O să vedem 2024. Puterea care o avem noi liberali în Consiliul Județean este limitată. Am încercat pe toate canalele, pe toate căile, am făcut, am proiecte, amendamente, ne-am zbătut, dar majoritatea astăzi încă este deținută de cei de la PSD și acolo nu iese nimeni din cuvântul șefului și dacă șeful nu interesează de zona aia de 20.000 de oameni, asta e, că pe șeful interesează alte lucruri. Șeful fiind Ionel Arsene, ca să ne înțelegem. Bun, acum vin cu știre de ultimă oră în emisiune. Că a fugit Arsene din țară. Nu. Percheziții masive în spitale. Sunt vizați medici care ar fi luat mită și ar fi făcut operații cu încălcarea procedurilor de lucru. Zeci de percheziții au loc vineri dimineața, 17 februarie, în 3 județe, la o primărie, 5 spitale, un ONG, sediile unor firme și domiciliul unor persoane fizice. IGPR anunță că vineri dimineața, așa, percheziții în Brașov, Iași și Neamț. Această oră, în vederea completării materialului probator, în care se efectuează cercetări, încerc să citesc din sub aspectul infracțiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, fals intelectual, uz de fals înșelăciune, fals material în scrisuri, sub semnătură privată, da? Așa, potrivit legii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție. Așa, polițiști din cadrul IGPR de la Brașov, Iași, Neamț, Suceava pun în aplicare 24 de mandate de percheziție imobiliară, activitățile desfășoară în Brașov 3, în Iași 20, în Neamț 1. Dar poate e una importantă. Da. Colegii o să facă demersurile să vedem mai mult, dar este o știre. Este o știre, sigur că da. Revenind la situația cu podul, eu consideram și consider în continuare că principala problemă a CJ-ului după dărâmarea podului, pe zona asta de infrastructură de drumuri și poduri în județul Neamț, era să refacă podul în regim de urgență. Adică de unde avea, de unde n-avea bani, își focusa investițiile pentru 2023 și își prioritizau investițiile pentru 2023, ca regim de urgență trebuia în 2022 să facă SF-ul și PT-ul, iar acum în 2023, la aprobarea bugetului, se aloce deja în execuția bugetară, se aloce banii necesari pentru refacerea podului. Dom'le, podul ăsta a dărâmat. Nu există, doar în Ucraina, dar acolo e război. Mai cad câte un pod. Dar în România nu e război, nu avem nimic, slavă Domnului. Deci asta mi se pare o lipsă crasă de bun simț și de respect față de cei 20.000 de oameni și față de situația nemților în general din partea lui Arsene. Pentru că podul ăla care s-a dărâmat, ghinionul face că s-a afectat oamenii ăia din zona Sagna, Stănița, Boghicea, Bâra, dar Gâdinți. Dar un alt pod poate să cadă în altă parte din județ, în zona Târgu Neamț, în zona de munte. Dar ghinionul a fost că a căzut acum în partea asta. Păi ce vine sau ce concept le dai tu, ce notele dai tu nemților când bă, s-a dărâmat un pod din pricina proastei administrări a ta, a lui Ionel Arsene, da.
Păi și ce exemplu dai tu în județul Neamț când podul stă căzut de aproape un an de zile în Albia râului Siret, nu s-a întâmplat absolut nimic cu el și nu a luat niciun ban să reconstruiești podul? Păi așa grijă ai tu de județul ăsta Neamț pe care te lauzi că iubești, pe care te lauzi că faci totul pentru județul Neamț? Păi numai lucruri proaste face domnul Arsenie. Cel puțin în mandatul ăsta 2020-2023 a făcut o sumedenie de prostii. De la Spital Ars la Spital Alezcani, care n-a fost niciodată funcțional, la podul căzut, la ratarea poimului, la tot felul de, tot felul de prostii. Smidul neînchis. Da. Plus povestea cu colectarea deșeurilor pe zona Piatra, zona 1, cred că e zona Piatra, da, dacă nu mă înșel. Da. Așa și acolo, cu cânte, cu probleme. Am văzut deja că există o anchetă în curs la... A fost sesizată parchetul european. A fost sesizată și autoritățile locale. Procuratură, mă rog, cine, nu știu cum se sesizează, dar Banca Națională a României a sesizat direct parchetul european. Nici măcar n-a stat la discuție. Da. Dom'le, aia este o garanție care nu adică există. Lucrurile astea se întâmplă în mandatul lui Arsenie, asta trebuie să înțelegem. Ori nu e în regulă. Nu e absolut deloc în regulă. Da. Ce să vă zic eu, că mai sunt atâtea de discutat, dar am o curiozitate foarte, foarte mare. La ultimele discuții, la ultimele consultări bipartide, da, la care ați participat, ce noutăți aveți despre spitalul nou? Că bănuiesc că stați la discuții cu dânșii, vă cheamă domnul Arsenie, nu pe dumneavoastră, pe cei din Consiliu. Nu, domnul Arsenie nu discută. Și discutați, domnule, uite, asta e chestia cu spitalul nou, suntem aici, spitalul vechi va funcționa așa, că nu știm acum. Asta am întrebat și noi, cum rămâne cu spitalul vechi, cu spitalul actual, până la urmă, cum se întâmplă cu spitalul nou, e un vid de comunicare, domnul Arsenie nu comunică pe partea politică nici atât, dar nu comunică nici pe partea, nu, și nu mă deranjează că nu comunică pe partea politică. Deranjant e că nu comunică în plenul Consiliului Județean cu cei care sunt acolo în Consiliul Județean. Nu vorbesc de plen. Eu vorbesc, domne, hai să facem în județul ăsta, hai să vedem. N-are, domne, consultare cu noi. El s-a supărat anul trecut și de atunci nu mai vorbește cu nimeni de la Liberal, sau poate mai vorbim cu unul, doi, pe care am mai găsit, nu mai sunt pe la noi, pe la Liberal, gen domnul Vasiliu sau domnul Hopșa, dar în fine. Din conducerea partidului nu cred că o discută cu nimeni, pentru că s-a supărat foarte tare când am ieșit noi, am îndrăznit noi liberalii, să ieșim în presă și să criticăm chestia cu podul de la Luzca, distrugerea podului de la Luzca, acel teribil accident. Și atunci nu mai are comunicare cu noi, în sensul în care dumnealui face cum îl taie capul, se consultă cu PSD-iștii lui, cu, eu știu cu cine se consultă, cu Nea Jean de la Han, se consultă cu cineva probabil și ia deciziile în biroul lui. Nu știu, cu noi nu discută. Dar problema nu că nu discută politicul cu noi. Că nu, problema este că lumea nu știe la ce să aștepte. Pe treaba asta. Lumea nu știe la ce să aștepte. Ce secții vor rămâne? Nu că, știe nimeni. Că nu va fi tot spitalul acolo, pentru că cel puțin în primă fază. Cum va funcționa? Vom avea două UP-uri, vom avea două... Adică cam așa rezultă. Din ce am citit în presă, cam asta rezultă. Dar, repet, eu înțeleg că nici domnul Filimon nu știe foarte bine ce se va întâmpla. Domnul bine, dar el nici nu are cum să știe foarte bine, pentru că nu el e cu planurile, construcția. Păi el dacă l-anunță cineva, l-anunță. Dacă păi nu, e și directorul Spitalului Județean, de asta mă refer. Nici el, din câte am înțeles, m-am mai văzut cu domnul Filimon de vreo două ori și întâmplător, nu politic, asta nu-i creez omul vreo problemă și discutând așa, am înțeles că nici domnia sa nu știe foarte bine cum vor funcționa lucrurile. E un mister, ține domnul Arsenie, ne ține în mister așa. Acum sper să fiom, să nu avem aceeași surpriză ca și în cazul poimului, adică proiectul de apă și canalizare. Sper să nu avem surprize, asta chiar sper. Din datele care le știu eu de la București, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, înțeleg că proiectul de 200 de milioane de euro este fezabil, este ok. Da, bine, am înțeles că semnează. Da, asta este în regulă. Dar și aici, și în cazul ăsta, nu îmi place mie să spun eu neapărat că noi liberali am avut dreptate, dar știți că spitalul ăsta județean, de prin 2016, așa, Arsenie cred că a făcut vreo 7-8 variante de spital până acum, culminând cu penultima variantă 600 și ceva de 630-650 de milioane de euro. Un proiect faraonic, un proiect nerealizabil de altfel. Da? Și a ajuns exact ce am spus și noi la conferința de presă și am spus și în cadrul CJ-ului, Colegii Consiliului Județean, domnule, votăm oricând pentru un spital. Nu pentru planuri faraonice, machete și poze pe colmar de hârtie. Pentru un spital normal, pentru că aveam informațiile de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, aveam informații de la
colegii europarlamentari care se ocupă pe zona de sănătate la Bruxelles, că județul Neamț este pe listă, dar proiectul care va fi sustenabil pentru județul Neamț e orientat în jurul sumei de 200 de milioane de euro. Asta știam de mult timp în urmă. Și de asta am și spus în Consiliul Județean, domnule, votăm oricând vii cu un proiect normal, cu un proiect fezabil, cu un proiect care poate fi finanțat. De altfel și PNL-ul a votat și susținem dezvoltarea sănătății și aducea de proiecte europene, mai ales pe zona de sănătate. Este o zonă extrem, extrem de importantă pentru nemțeni în general și pentru români, sigur. Și am susținut acest proiect de 200 de milioane de euro. Mai departe, ce se întâmplă cu proiectul, când se semnează, cum se va construi spitalul, ce secții va conține, ce secții se mută din spitalul vechi, cum spuneți dumneavoastră, în spitalul nou, dacă o să avem două UPU, asta nu știu să vă spun pentru că nu comunică nimeni cu noi. Asta ar trebui în conducerea CJ-ului să comunice, pentru că la ei e zona de proiect. Da. Dar totul e învoluit în mister. Bun, acum domnul Arsene probabil că are mai multe lucruri pe cap și de asta omite să comunice. Da, ce să mai zic, dar sunt lucruri care interesează populația și măcar dacă ar face o conferință de presă cu cine vrea el, nu, măcar să aflăm cu toții despre ce plan. Poate să facă o conferință de presă, de exemplu, el în birou, el cu Robert Iosu. Nu, eu nu dau nume aici, nu, dar eu nu discut. Deci eu nu discut despre... Deci poate să facă cu cine vrea el, poate să facă cu cineva, dar să comunice. Să comunice cu vorbele domniei sale. Nu alea. Deci nu, cu vorbele domniei sale. Că adică, când mergeam, că când nu. Deci să comunice, domne, în privința spitalului lucrurile stau așa. Ăia-s dobitoci, nu înțeleg nimic, lucrurile stau așa. În privința podului de la Lusca, nu este adevărat că podul a căzut. A fost un exercițiu pentru atragerea de bani în județul Neamț. Deci, da, s-o spună cu gurița domniei sale. Nu este adevărat că am retras proiectul de la UPU. Nu este adevărat. Proiectul de la UPU l-am lăsat să dospească ca să crească, să-l putem face mai mare. Și mai nu este adevărat că vreau să-mi fac sediu de 2 milioane de euro. Nu. Eu vreau să-l fac pentru urmașii mei. Adică cei urmașii mei la Consiliul Județean. Nu l-am făcut pentru mine, ci acest sediu nu este al vostru, este al urmașilor noștri. Adică, vorba lui Ștefan. Da, să spună. Spune pe Facebook. Nu, Facebook-ul nu este credibil pentru că asta presupune să credem că el a scris. Dar nu scrie el acolo. Nu, presupune să credem că el a scris. Dar dacă vorbește el, nu putem să contestăm ce spune. Corect. Păi este și filmulețul ăla când îl întreabă pe primarul de la... Când garantează pe poș și îl întreabă pe domn primar de la Sagna, pe Gelu Iacob, e bine domnul primar? Și domnul primar, e bine domnul președinte? Nu, eu cred că și ăla este un trucaj. E un trucaj, da. Este un trucaj, după cum și căderea podului este un trucaj, după cum multe alte lucruri sunt trucaje. Și atunci, nu-i mai bine să-și pun... Dar este varianta asta. Îți deschizi telefonul, ai aplicații, bănuiesc că are aplicații pe telefon, și faci un video. Faci un video în direct și spune, eu sau eu, că chestie din aia domnească, eu, mare... Președinte, cu Tărescu, vă transmit vouă următoarele. Eu, primul IPAC, între oameni. IPAC, așa îi spunea în vechile scrieri române. IPAC. Așa. IPAC. Și spun, statuez, în 3 luni aveți pod, în 6 luni aveți așa, în 9 luni, nu știu ce aveți, în 9 ani și 6 luni aveți cutare. Deci, să se spună toate astea, dar cu gurița domniei sale. Și primăvara e frumoasă în Italia. Și primăvara e frumoasă în Italia, în Grecia sau acolo se poate trata la doctorul... Ciomu. Nu, ăla la altul, cum îl cheamă. Fostul primar al capitalei. Da, ne oprim aici. În Grecia, la domnul Oprescu. Ne oprim aici, sunt curios să vedem unde s-a făcut percheziția în Neamț. Să vedem dacă are legătură cu... vreun ONG care face sponsorizări pe la spitale, mă gândesc, am văzut că și un ONG acolo. Din Neamț? ONG-ul sau era... Era la greu, dar făceam niște legături acum, că la noi nu există medici care să ia, să dea mită, n-avem așa ceva. Nu există, bănuiesc, nici tentative de genul ăsta, doar dacă vreun ONG s-a infiltrat. Da, ne oprim aici, ne...
Uitați, avem o noutate. Medici cercetați pentru că preluau dispozitive medicale de la cadavre și le montau pacienților. Percheziții în județele Brașov, Neamț, Iași și Suceava. Ce au apărut într-un ziar foarte serios. Este pe ei dispozitivul medical. În G4 Media. Dar este incredibil. Dacă este așa, dar ei n-am probabil... N-am văzut așa ceva până acum. Da, cum? Ai o proteză. O proteză. Dacă tot o ai și e bună și e pusă de 3 luni de zile, trebuie să fii prost să o arunci, nu? O iei, o scoți, o speli așa și o pregătești. Ferească Dumnezeu și mai cadă. Un stand, o chestie, și așa scumpe. Ne oprim aici, oameni buni, pentru că începe să se vadă un tablou așa nu prea frumos al societății în care trăim. Eu vă mulțumesc frumos de invitație și vă doresc un weekend plăcut și noastră și telespectatorilor. La fel și colegilor de redacție. La fel și dumneavoastră, numai bine, oameni buni, să aveți un weekend plăcut. Poate apar și ghiocei, cine știe. Vedem, mărțișoarele, toată lumea așteaptă ziua mărțișorului. Ne oprim aici, numai bine, la revedere.